Salutare vulpițelor și hâdinașilor, bine ați revenit în sânul familiei noastre. Astăzi suntem la spital, nu vă speriați, nu s-a întâmplat nimic rău. Am fost la un consult medical ca să aflăm împreună dacă este fetiță sau băiețel bebelușul nostru care este pe vine. Și este aici și Hudini Junior, l-am adus să afle dacă o să aibă o surioare sau un frățior. Mami, mami, tu știi de ceea ce să ai? Dacă o să ai fetițe sau băiat? Am o presimțire, așa, știi cum e, o mămică întotdeauna simte ce va fi bebelușul. Dar am făcut deja consultul și l-am rugat pe domnul doctor să nu-mi spună încă ce este, pentru că vreau să aflăm frumoasa veste alături de familia mea, alături de tăticul tău, Hudini, și alături de tine. Mamă, că și eu de-abia aștept, Foxy, de-abia aștept să văd dacă o să avem fetiță sau băiețel. Tu ce crezi că o să avem? Nu știu, în funcție de cum se răsucește. Ia, dacă pui mâna pe burtica mea, o să simți că ia se să mișcă. Vedem. Uite, vezi? Mamă, chiar se mișcă, Foxy. Da, se mișcă, uite. A simțit acum când o dat cu piciorușul? Da, cu piciorușul, karatist sau karatistă de mică. Chiar mama. Sunt curios, ce o să fie? O să fie fetiță sau băiețel? De-abia aștept să aflu. Da, sunt curioasă cu Dimi Junior. Ai zis acolo o rugăciune, te-ai rugat să fie frățior sau surioară, te-ai răzgândit, ce ți-ai dorit să fie până la urmă? Da, eu vreau să fie surioară, îmi doresc o surioară. Dar de ce dorești o surioară? Orice alt băiețel probabil că și-ar dori un frățior, dar tu îți dorești o surioară. Pentru că vreau să am o surioară, ca să am grijă de ea. A, tu vrei să ai grijă de surioara ta? Da. Să fiu fratele cel mare. Am înțeles, super drăguț. De-abia aștept, Foxy, să ajungem la domnul doctor. Da, este pe aici, pe undeva pe culoar. Păi du-ne tu, ai, uite ce scrie aici. Nu înțeleg ce scrie. Ceva, mama, scrie ceva că este calitate foarte, foarte mare la spitalul ăsta. Da, uite aici, cred că în afișul de pe celălalt perete, cred că este de mămici sau... Da, cred că scrie ceva de mămici acolo, dar mi-am uitat ochelarii acasă și nu pot să citesc. Am văzut că vede că am blurat. Da, nu prea înțeleg ce scrie, dar e ceva de mămici. Și aici scrie ceva, ia uite, quality, ceva de calitate și scrie că ar fi disponibilitate tot timpul. Practic poți să fii la orice oră la spitalul ăsta. Da. Este uite, spital non-stop. Cred că se uită și Hudini Junior, ai văzut ceva interesant? Da, citim ce pe aici, mă uitam. Am înțeles. Mergem la doctor Foxy? Da, sper că încă mai este în cabinet. L-am rugat să ne aștepte, că am înțeles că are o consultație după mine în 10 minute și am zis ok, hai că venim foarte repede, pentru că vrem să aflăm împreună acest răspuns. Mamă, hai să mergem. Hai să mergem la domnul doctor. Oare pe aici prin apropiere domnul doctor? Da. O fi la ușa asta de aici, oare? Nu, are un cabinet. Asta e închisă ușa? Are un cabinet cu sticlă. Uite aici unde e deschisă ușa, cred. Da, uite că ne așteaptă. Domnule doctor! Bună ziua, am venit Bună cu restul ziua. Familiei să aflăm frumoasa veste. L-am adus și pe Hudini Junior, băiețelul nostru Stai mai mare. Stai să închid puțin ușa, Foxy. Așa să nu audă toată lumea. Mamă, domnule doctor, de-abia așteptăm să aflăm dacă o să fie fetiță sau băiețel. Văd că nu zice nimic domnul doctor momentan, oare de ce? Oare de ce nu vorbește? Ne ține în suspans, Foxy? Cred că da. Sunt ce lucră, este foarte ocupat domnul doctor. Da, văd că lucră, uite, lucră în continuu. S-a dus Hudini Junior să vadă despre ce e vorba acolo, vezi? Da, mă uităm aici să văd unde eu ascuns rezultatele. Domnule doctor, ne puteți spune dacă este fetiță sau băiețel? Dați doar din cap atunci când este fată sau băiat. Puteți să dați din cap, domnule doctor? Este băiat? Stați puțin, că am aici puțină treabă. Am înțeles. Este ocupat. Foxy, unde te-ai dus? Am ieșit puțin afară, că a zis că e ocupat. A zis să stau un pic pe bancă afară, că m-au luat toate emoțiile, nu știu cum să zică. Și pe mine m-au luat emoțiile, Foxy, mă tot gândesc oare... Pentru, nu știu, mă gândesc dacă e fetiță sau băiat, pentru că vreau să alegem numele, adică trebuie să alegem între Kevin și Vulpița. Da, asta în funcție de ce este. Ia uite că Hudini Junior nu mai lasă în pace pe domnul doctor. Cred că discut acolo cu domnul doctor. L-a pus la consultație și pe el, oare? Era pat. Nu știu,
Dacă lui o zis numele și pe noi ne ține în suspans, Foxy. Ce nume să zică dacă în nume, pardon, bebelușul, dacă este fată sau băiat. A, nu știu, are eu fi zis? Nu știu, că așa mi se pare, ia uite-te. Că ei discut acolo. Da, nu știu ce e fi zis. Și Houdini Junior se uită la noi, sigur eu fi zis ceva. Da, oare? Crezi? Intrăm acolo să vedem? Hai să vedem. Haide, hai să, hai să intrăm repede. Haide, Foxy, haide, haide, haide. Deci, hai și tu aici înăuntru. Ai reușit să afli Houdini Junior? Ți-a spus domnul doctor dacă va fi fetiță sau băiețel? Da, mi-a zis, mi-a zis! Da? Dar nu mă zic nimic! Secret! Mi-a zis că să țin secret! De ce? De ce, Houdini Junior? Spune-ne și nouă, te rog! Vrem și noi să știm! De asta am venit aici, domnule doctor, te rog frumos să ne ajut, să ne spui și nouă ce este fetiță sau băiat? Mai spune, mai spune, dar vă mai țin așa puțin în suspans. Aoleu, nu mai putem de emoții, domnule doctor. Mamă, eu nu mai pot, Foxy. Mai nici n-am curajul să intru înăuntru. Foxy nici nu mai intră înăuntru de emoții, domnule doctor. Sunt foarte emoționată. Abia aștept să văd ce o să fie. Ce o să fie, Houdini Junior? Spune-mi la ureche, te rog. Spune. Haide să spun la ureche. Nu spun nimic! M-a prostit, Foxy, nu mi-a zis nimic cu Houdini Junior. Nu vine să cred. Dai să ne luăm după reacțiile lui. E fericit cu Houdini Junior? Parcă zâmbește, nu? Nu parcă ți se pare zâmbește, că zâmbește? Oare zâmbește? De ce zâmbește? De ce zâmbești, dolofanule? De ce zâmbești, dolofanule? Spune Houdini Junior. Spune adevărul și mai adevărul. Nu vă spun nimic, nu vă spun nimic, secret. Mi-a zis domnul doctor să nu vă spun încă. Wow, oare de ce? Oare de ce, Foxy? Nu-mi dau seama. De ce nu ne-ar spune domnul doctor? De ce atât de secret? Da. Aoleu, Houdini. Dacă avem tripleți sau gemeni sau... Mamă. Domnule doctor, avem cumva tripleți? Doamne. Nu, n-avem tripleți. Stați liniștiți că n-avem tripleți. Mă gândeam că am scăpat. N-avem atâtea camere, oricum va... Mamă, mi-a zis că trebuia să ne schimbăm iară casa, Foxy. Va trebui oricum să îi împărțim camere la Houdini Junior. Houdini Junior, îmi pare rău, dar camera ta se va mici. Pentru da. Noul bebeluș avem nevoie de ceva spațiu, așa că... Și nu mai avem de unde să luăm decât din camera ta. Da, cred că o să renunți la baia din camera ta sau poate o să fie mai mică, ne gândim noi. Vedem, da. Bine, 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 împart orice cu... Cu... Cu ce? Cu, cu ce? Cine? Cu cine? Cu cine? Cine? Foxy? O zici ceva cu su? Foxy? Ai fugit? O zici da, ceva cu su? Da, nu mai pot de fericire? O zici ceva cu su? Oare o fi ce cred eu? Și eu cred. Surioară? Nu știu că băiețel începe cu B, gen. Da, e fetiță? Hai să-l tragem. Hai să-l tragem pe domnul doctor de limbă. Hai să-l tragem de limbă. Domnule doctor, l-am auzit pe Houdini Junior. E clar că nu e băiețel, pentru că a zis că începe cu S. Deci este? Este fetiță? Este o surioară pentru Houdini Junior? V-ați cam prins, am vrut să mă mai țin puțin așa în suspans. Ne-am prins! Ce veste minunată! Ce mai minunată veste, Foxy! Mulțumim, trebuie să dăm petrecere, mamă! Deci nu pulpița, cred. O să fie o pulpița! Pulpița va fi numele noului nostru bebeluș, care abia o să se nască în curând. În curând va trebui să mergem să o pregătim și camera lui Houdini Junior și să îi facem și camera pulpiței. Cât ți-a zis domnul doctor că mai trebuie să așteptăm, Foxy, până când o să naști? Nu mai am așa mult pentru că copilul se mișcă deja și mai am foarte puțin. E sarcina foarte avansată și mi-a zis că maxim o săptămână ar trebui să nasc. Deci într-o săptămână o să avem un nou bebeluș. Da, mamă, când abia aștept o surioară pentru Houdini Junior. Ce zici, Houdini Junior? Mamă, exact ce-mi doream. Voiam să am o surioară și uite că mi s-a îndeplinit visul. Da, o să poți să o plimbi împreună cu Jessy pe afară pe surioara ta. O să ne plimbăm cu căruciorul, facem curse de cărucioare. Nu, trebuie să plimbi surioara în siguranță, nu să faci curse cu ea. Da, Houdini Junior, trebuie să ai grijă de surioara ta. Uite că o plecat, uite că o deschis toate dulapurile și-o plecat să supărat. Voiam să fac și eu niște curse cu cărucioare. Ne urcam în cărucioare și ne dădeam drumul pe bandă mare. Dar nu-i cărucior de magazin, băi, Houdini Junior. Acolo trebuie să stea bebelușul Houdini Junior. Da. Ne plimbam împreună cu bebelușul, mă urcam lângă bebeluș, luam bebelușul în brațe și ne dădeam drumul pe bandă.
Aulea, la ce DSN se uită? Nu știu, dar sper să nu facă curse cu căruciorul, cu suriana lui. Aulea, mine se cred. Ce zici, Odini Junior? Nu crezi că e puțin cam dubios ceea ce vrei tu? Nu, am văzut într-un film! Am văzut într-un film! Și erau curse și câștiga cel care prindea viteză cea mai mare și ajungea primul la linia de finish! Odini Junior, mă gândeam că ar trebui să-ți facem programare la consultație pentru săptămâna viitoare și ție, dar... Nu mă înțelege greșit! Trebuie să-ți facem la dentist pentru că trebuie să vedem cum e cu dințișorii tăi. Ah, dar trebuie să mergem la dentist. Parcă zice că te doare măseaua, nu? Da, mă mai supără, o simt așa umflată, nu știu ce cu măseaua mea. Am înțeles. Cred că e măseaua de minte, cred că îți vine mintea la cap. Hai să mergem să ne programăm la domnul doctor pentru dentist, pentru că am înțeles că se află tot aici în spital undeva. Și să-i zicem să ne dea un număr sau dacă poate dânsul să ne programeze. Hai să mergem să vedem. Domnule doctor! Domnule doctor! Am revenit! Spuneți! Am înțeles că este aici în această clinică, că ar fi și dentist. Am vrea să ne programăm fiul Houdini Junior săptămâna viitoare de dimineață, dacă aveți liber. Sigur că da, avem aici tot ce aveți nevoie. Dacă vreți dentist, avem dentist. Dacă vreți să vă operați, avem medic chirurg, cel mai bun din oraș. Avem tot ceea ce vă doriți. Aoleu, și vicea sunt cele mai bune din oraș. Mamă, da. Nu sunteți rude cumva cu vânzătorul morocanos de la noi din oraș și la el tot era cel mai bun din oraș. Nu, dar clinica noastră este bine echipată. Am înțeles. Mamă, deci cea mai bună clinică, Foxy, vezi? Nu o să naști oriunde, Foxy, dar ți-ți cam frică să intri, nu știu de ce. Nu știu, poate că am tot fost acolo și am tot stat și până m-a primit, până a tot lucrat acolo, am stat cam mult înăuntru. Da, am înțeles, oricum este cam ocupat domnul doctor, da. Hai să facem programare. Bine, okay. Domnule doctor, atunci faceți-ne o programare pentru dentist să vină Houdini Junior. Bine, notat. Vineri la ora 3 să fiți aici. Am zis că de dimineață, dacă se poate. Ok, bine, atunci de dimineață. Mă, haideți că am niște treabă aici, o să mă programez atunci la 10 dimineața. Da, e mult mai bine la 10 dimineața. Da, domnule doctor, te lăsăm să lucrezi aici, că văd că ești tot ocupat. Ia uite, e tot cu mâinile pe sus, Foxy, tot lucrează acolo, dă din mânuțe, domnul doctor. Mulțumim, la revedere, o zi frumoasă. La revedere, domnule doctor. La revedere, vă las că am aici ceva de făcut. Mulțumim. Hai să plecăm, Foxy. Hai să mergem. Mamă, hai să mergem la lift acolo. Houdini Junior, hai să mergem. Hai că vin și eu, acum vin și eu. Haide, Foxy, hai să mergem. Mergem la lift aici, da, și luăm liftul și mergem acasă. Mai știi unde era liftul? Mamă, da, uite aici e liftul. Ok, să apăs acum să chem liftul. Și până vine liftul, vrem să vă mulțumim tuturor pentru susținere. Să nu uitați de un like, un share și un subscribe. Avem o fetiță, o să avem un bebeluș fetiță. O fetiță minunată, vulpiță și o suriară pentru Houdini. Da, 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 suriara mea drăguță cu care fac curse cu cărucioră. Aoleu, lasă cursa, Houdini Junior. Vă mulțumim, sper că v-a plăcut un nou episod în sunul familiei noastre. Instagramul meu este foxy.insta și alu Houdini. Houdini.insta, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa!